3, 2, 1, este fix ora 21, cifre valabile pentru ora 20. La vot. Și aici o mențiune specială pentru românii din diaspora care au mers în număr extraordinar de mare la vot. La legile europarlamentare, iar astăzi avem peste 3 milioane de voturi, ceea ce înseamnă că avem numărul de voturi pe care l-am avut la parlamentarele din 2016 și care ne-au permis să intrăm la guvernare. Am toată convingerea că numărul de voturi de astăzi ne ajută, ne obligă. Rezultatul este unul foarte bun. Și în ceea ce s-a văzut aici, nu s-a luat în calcul procentul din diasporă. Cred că cu procentul de la diasporă vom depăși 70%. Aș vrea să încep prin a mulțumi colegilor din PNL Bihor, care s-au implicat în această campanie. S-a terminat cu povești și minciuni, care de câțiva ani ne-au invadat pe toate posturile de televiziune și în presă. Sper că românii se vor convinge că varianta cea mai bună pentru țară, pentru dezvoltarea României și pentru o dezvoltare care ne dorim cu toții, în special în infrastructură, este PNL. Bihorenilor și bihorenilor care au ieșit la vot astăzi, pentru că au făcut acest efort, pentru că au înțeles că de votul lor depinde ce se va întâmpla în următorii 5 ani. Și aș vrea să le mulțumesc în mod special celor care l-au votat pe Klaus Iohannis. Pentru că aceia sunt oamenii care își doresc o Românie normală, o Românie educată și prosperă. Și am apreciat faptul că domnul președinte Iohannis a spus în prima lui luare de cuvânt că va fi președintele tuturor. Și al celor care l-au votat și al celor care nu l-au votat. Moment de bucurie, un moment extraordinar. Este un moment dătător de speranță pentru că românii au ales bine, au ales înțelept. Bravo românilor! Este un moment în care Partidul Național Liberal sărbătorește întreaga țară. Partidul Național Liberal, PSD, este un meci de tenis, că e tenis pentru noi liberalii, în care acum conducem cu 4-0. Setul se va încheia la 0, va fi setal. Am câștigat 1-0 la europarlamentare, 2-0 referendumul, 3-0 turul întâi, 4-0 acest tur. Iohannis președinte. Vom câștiga 5-0 alegerile locale din luna iunie, vom câștiga de asemenea parlamentarele din decembrie a anului 2020. 6-0 PNL PSD. Set tuturor orădenilor care s-au prezentat la vot și celor care au votat Klaus Iohannis, atât în numele meu, cât și în numele domnului primar Ilie Bolojan și domnului președinte al PNL Bihor Ilie Bolojan, care azi este la București și de aceea nu este aici cu noi. Vă mulțumim tuturor pentru implicarea în campanie. A fost o campanie exemplară, o campanie în care ne-am mobilizat exemplar și atât la nivel de municipiu, cât și la nivel de județ, am reușit să depășim prezența pe care am avut-o în primul tur al acestor alegeri. Chiar dacă nu toată lumea a fost la fel de mobilizată ca și în primul tur.
Vă mulțumesc, dragi colegi, încă o dată pentru implicare și mulțumesc tuturor celor care au votat. Dincolo de mulțumirile pe care Partidul Național Liberal trebuie să vi le adreseze, pentru că le meritați, apoi trebuie să le adreseze orădenilor, bihorenilor și românilor pentru acest scor excepțional. Trebuie să înțelegem că un scor foarte mare înseamnă și o responsabilitate foarte mare. Cu acest prilej, românii și-au cedat din puterea lor și au credințat-o Partidul Național Liberal și domnului Klaus Iohannis pentru următorii ani. Depinde de noi cum vom ști să gestionăm această putere pentru a nu repeta ciclurile care s-au întâmplat de 30 de ani încoace, în care toate partidele care au ajuns la guvernare au pierdut următoarele alegeri. Va depinde de noi de ce vom face împreună cu președintele pentru ca în 2024-2025 să câștigăm și acele alegeri. Mulțumesc încă o dată tuturor și doamne ajută! 35%. În media națională? Asta credem că scorul bior. Va fi un scor în media națională, dar trebuie ținut cont de faptul că în Bihor există o componentă importantă de populație maghiară care din toate sondajele și din toate informațiile se pare că nu a ieșit masiv la vot. Oricum, această ponderare cred că e un scor care se înscrie în acest rezultat foarte bun. Mulțumesc!